foarte mulți oameni supărați la început de săptămână pentru că Octavian Berceanu a fost demis de Florin Câțu din funcția de șef al Gărzii Naționale de Mediu. S-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, momentul în care Florin Câțu a zis hai să mai ștergem pe cineva de pe lista USR+, Plus, oameni care încă ocupă sau ocupau funcții în statul ăsta, condus de premierul Florin Câțu, în interes de partid în această perioadă, pentru că uh, are alegeri în PNL. Octavian Berceanu, cu o imagine foarte bună în rândul oamenilor din USR Plus, și nu numai, oameni care spun că acesta a făcut o treabă foarte bună în această perioadă, nu foarte lungă, pe care a petrecut-o în această funcție de șef al Gărzii Naționale de Mediu. A fost revocat, în locul lui uh, Vine imediat adjunctul care este fiul unui primar PNL, primar PNL care evident îl va susține pe Florin Câțu la alegerile interne din PNL care vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Ce avem aici? Un profesionist, așa cum spun oamenii care îl cunosc, oamenii care îi apreciază activitatea, înlocuit de cineva care nu are experiență în domeniu. Și aici apar oamenii care spun, păi stai, și primul a fost numit politic, și al doilea a numit politic. Aceștia sunt oamenii, bine, sunt oameni inclusiv din USR care au viziunea asta. Că dacă cineva e numit politic, imediat e o persoană care nu știe ce face, nu are nicio legătură cu domeniu. Nu, e nevoie să avem în diferite instituții oameni numiți politic. E în regulă, pentru că în felul acesta sunt responsabili din punct de vedere politic pentru deciziile pe care le iau. Sunt responsabili în fața oamenilor care i-au ales. Faptul că sunt numiți politic în sine nu e o problemă. Faptul că nu sunt pregătiți să gestioneze instituția pe care o conduc, da, asta e o problemă. Problema pe care se pare o avem astăzi, acolo la Garda Națională de Mediu. Bun, avem un om care teoretic și-a făcut treaba, deși, ca o paranteză, au fost câteva acțiuni așa, gen piedone. Dar trecând peste această situație, un om care își face treaba. Cel puțin asta este impresia publică în acest moment, înlocuit de un apropiat al partidului. Intervine Tudor Chirilă, care spune că ce face ticălosul de Florin Câțu arată ca o lovitură de stat, așa cum scrie spotmedia.ro. E vorba despre o postare pe Facebook a lui Tudor Chirilă care începe așa. Ce face ticălosul de Florin Câțu este, de fapt, epurarea totală a posturilor pe care au fost numiți oameni de la USR+. Aici nu mai vorbim despre o vendetă politică și nici măcar nu vorbim de o curățare pe criterii de competență, pentru că oamenii sunt zburați fără să fie evaluați. Sunt zburați pentru ca PNL să poată să acapareze instituțiile lipsă. Arată ca o lovitură de stat, iar această lovitură de stat se dă cu sprijinul președintelui României, Claus Iohannis, acest Tiger Woods al loviturilor pe la spate. Astăzi a fost demis Octavian Berceanu, șef al gărzii de mediu, care a abordat problema arderilor ilegale și despre care am auzit lucruri bune de la oameni cu viziuni politice divergente, el este doar un nume dintr-o listă mai lungă care se va lungi și mai mult. Câțu este ticălos din mai multe motive. Pe cele legate de necompensarea sectorului cultural independent, deși existau fonduri. Pentru interdicția de a munci, le-am tot menționat, dar el excelează prin faptul că este evident reprezentantul și executantul aceleiași viziuni mafiote care ține România în loc de 30 de ani. Feuda noastră, baronii noștri, relațiile noastre, numirile noastre politice, controlul banilor, acapararea instituțiilor, importante și corupție. Și acum mergem mai departe, Dudor Chirilă, despre parteneriatul cu PSD, despre faptul că sunt probleme inclusiv în USR+, care se dovedește a fi un partid moale cu probleme interne, cu ascensiuni dubioase care la rândul lui a exclus oameni competenți din cercurile puterii și care nu a reușit să demareze reformele promise. Ăsta e motivul pentru care oamenii de rând nu rămân Uh, nu sunt uniți, iar soluția e asta: să fim uniți în proteste de stradă, așa cum scrie Tudor Chirilă pe Facebook. Acesta încheie: Încă nu avem puterea să dăm un singur nume tuturor acestor nemulțumiri și să fim o țară întreagă în stradă. Pentru că ăla care vrea o factură mai mică și un salariu mai mare nu vede legătura cu o justiție independentă sau cu educația. Asta le-a ieșit cel mai bine cu televiziunile lor de păpuși: Se ne asmută unii contra altora în spatele unei imense perdele de fum. În mare, Tudor Chirilă are dreptate cu ceea ce constată în această postare pe care o face pe Facebook, din care am citit câteva fragmente. E evident ce se întâmplă în momentul ăsta, dar nu e ceva nou. Și, din păcate, nu e ceva uh, care să poate fi cumva atribuit unui singur partid. Lucruri similare, așa cum constată inclusiv Tudor Chirilă, se întâmplă chiar și la USR Plus. Iar felul în care se încearcă mereu acapararea instituțiilor poate fi prezentat, poate fi abordat diferit. Dar până la urmă, intenția este aceeași. Interese economice uriașe în spate care, ajutate de politicieni, de oameni ai sistemului, preau controlul. Asta se întâmplă peste tot. Și sigur, constatarea de la final că suntem dezbinați, că nu avem obiective comune. Da, clar. Asta e. Asta s-a întâmplat. Pentru că atunci când poți să împarți oamenii și să ascunzi problemele reale, să nu vorbești cu adevărat despre Problemele reale ale societății să fie uh, probleme diferite pentru oameni diferiți, fără un obiectiv comun, atunci, sigur, ajungi în această situație în care nici măcar proteste de stradă nu mai vedem, pentru că avem fiecare nemulțumiri diferite, pentru că avem idei diferite, ideologii diferite și atunci suntem în situația asta, în care lupta internă dintr-un partid ne-a dus unde suntem astăzi. Și acum, da, Tudor Chirilă remarcă faptul că sunt probleme și în USR+. Dar sunt probleme mari în USR+. Dincolo de planuri, de proiecte, de ideologie. Dincolo de toate astea. Ceea ce face USR+, acum, e să spună că ei vor să rămână la guvernare, dar să scape de Florin Câțu. Cumva se mint singuri, ne mint și pe noi. Pentru că ei pretind acum că Florin Câțu ar fi problema în această ecuație. Că doar Florin Câțu e problema în această ecuație. Și că dacă vor scăpa de Florin Câțu, se pot întoarce la guvernare. Sigur, asta le-ar permite lor să revină la guvernare și să-și păstreze cumva, măcar așa, aparent, puterea, demnitatea în cadrul acestei coaliții la guvernare. Au nevoie să scape de Florin Câțu, pentru că acestea sunt condițiile pe care tocmai ei le-au pus dar apoi pretind că ei pot să colaboreze mai departe cu Partidul Național Liberal. Partid Național Liberal care e aproape să-l pună pe Florin Câțu președinte. Partid Național Liberal care susține toate acțiunile acestui om, Florin Câțu. Și în spate mai e și președintele Claus Iohannis, pe care mulți oameni din USR Plus se feresc să-l acuze prea tare. Am început să văd câteva voci, dar nu prea multe. Pentru că știu că au nevoie în continuare de el. Nu, nu pot să-l atace prea tare în această perioadă. De asta, sigur, ceea ce face Florin Câțu e ușor de văzut, e ușor de înțeles. Omul acesta e obsedat de puterea pe care urmează să o obțină în PNL, e susținut de președintele Claus Iohannis, care îl vede ca pe un om uh, care să ducă mai departe ideile sale, un om care poate fi controlat pentru că nu are o susținere reală politică în spate. Nu e un om care să aibă uh, o structură reală în Partidul Național Liberal. E doar o structură așa de conjunctură, faptul că are puterea, că e la guvern, că poate să dea bani și faptul că are susținerea președintului. Astea sunt elementele care l-au adus pe Florin Câțu în această ipostază în care e astăzi. Ăsta-i motivul pentru care președintele îl susține. Dar ceea ce face USR Plus e să se mintă și să ne mintă. Că ei pot merge mai departe cu PNL. Indiferent de părerea pe care o ai despre ideile, programele acestor oameni. Faptul că în acest moment vedem uh, oameni de miș, oameni numiți de USR Plus. Faptul că oameni din PNL, nu doar Florin Câțu, spun că USR e un partid irresponsabil care colaborează cu AUR toate aceste elemente ne aduc la o singură concluzie. Oamenii ăștia nu pot să colaboreze. Cum va continua coaliția dacă va continua? Nu, nu se va schimba nimic cu adevărat. Și dacă vor hotărâ, vor găsi o soluție să meargă mai departe. Peste două, trei, cinci luni vom fi în aceeași situație. Și între timp avem o grămadă de lucruri de rezolvat. Cele mai presante care sunt acum, pandemia, criza, facturile. Sunt lucruri importante, care ar avea nevoie de soluții. Da, nu, noi avem alte preocupări acum. Ce face Florin Câțu în PNL, ce se întâmplă în USR Plus și cum vor reuși oamenii ăștia să colaboreze. Tudor Chirilă nu e singurul om supărat după ce Octavian Berceanu a fost demis. O postare pe Reddit, un screenshot de pe Facebook la postarea pe care a făcut-o Octavian Berceanu după ce a fost demis, în care le-a mulțumit colegilor. Acea postare vedem un mesaj postat de un răspuns postat de Clotilde Armand, e frustrant și nedrept, mai jos puțin, George Simion de la Aur. Absolut penibilă această demitere. Ai un om în guvern care face ce trebuie, și pe ăla îl dai afară. Clasic pentru un sistem bolnav. Da, George Simion și Tudor Chirilă pe aceeași lungime de undă, cu aceleași opinii. Ăsta e motivul pentru care spun că partidul pe care omul acesta, George Simion, îl reprezintă, aur, e un partid care va crește foarte mult. Iar momentul ăsta de criză la guvernare îi ajută enorm pe oamenii aceștia. Oamenii ăștia au ajuns în Parlamentul României pentru că au profitat de pandemie, de nemulțumiri legitime, fabricate, unele dintre ele, da multe dintre ele legitime, nemulțumiri legitime ale oamenilor. Apoi ceva conspirații, și uite așa, și au creionat un mesaj care a prins în pandemie și au ajuns în Parlament. Oamenii ăștia știu că trebuie să se folosească de fiecare criză pentru a câștiga. Și fac asta foarte, foarte bine. George Simion a profitat de această criză, de faptul că USR Plus avea nevoie de el, de partidul său, pentru a depune o moțiune de cenzură. Pentru că USR Plus nu vrea să colaboreze cu PSD. Și atunci s-au aliat pentru moment și în felul acesta. George Simion, partidul său, a ajuns în prim plan. Și o să vedem în perioada următoare cât de sus va ajunge acest partid. Și cât de periculos poate să fie acest partid, cu viziunea sa ultraconservatoare.